Doamnelor și domnilor, vă spun bun venit la sinteza săptămânii. Sunt Tania Marei și voi prezenta cele mai importante evenimente, desfășurate în lume. 16 persoane condamnate în Rusia au fost grațiate în cel mai mare schimb de prizonieri între Rusia și țările occidentale, de la războiul rece încoace. Liderul politic al mișcării islamiste Hamas, Ismail Haniyeh, a fost asasinat la Teheran, într-o lovitură atribuită Israelului. Gruparea teroristă amenință că se va răzbuna. Un nou raport al Comisiei Congresului American avertizează că armata Statelor Unite ar rămâne fără muniție în 3-4 săptămâni într-un război cu China. Zeci de experți ai ONU cer statelor comunității internaționale să-și revizuiască legăturile diplomatice, politice și economice cu Israelul, după decizia Curții Internaționale de Justiție. Biblia ar trebui rescrisă de inteligență artificială. Este declarația șocantă făcută de Yuval Harari, principalul consilier al Forumului Economic Mondial, de la Davos. Iar cardinalul Burke condamnă ceremonia de la Jocurile Olimpice de la Paris, descriind-o drept o manifestare incredibilă a întunericului și păcatului în lumea noastră. Vadim Krasikov, eliberat de Germania în cel mai mare schimb de deținuți între Rusia și țările occidentale după căderea cortinei de fier, a fost agent al Serviciului Federal de Securitate și a activat în grupul Alpha, o unitate a Forțelor Speciale. Acesta a fost condamnat de un tribunal german pentru uciderea unui fost militant cecen într-un parc din centrul Berlinului, fiind condamnat la închisoare pe viață în luna decembrie 2021. La coborârea din avionul care l-a adus în țară, el a fost îmbrățișat de președintele Vladimir Putin. Schimbul de deținuți a fost negociat de Serviciul Federal de Securitate și de Agenția Centrală de Informații a Statelor Unite. Cuplul de spion ruși, Antiom și Ana Dulcev au fost eliberați de Slovenia în cadrul acelui ar schimb istoric de deținuți. Cei doi erau angajați ai serviciului rus de informații externe. Cuplul și-a recunoscut vinovăția. Pe 31 iulie 2024, instanța din Ljubljana i-a condamnat la un an și șapte luni de închisoare pentru spionaj și falsificare de documente. Ofițeri de rang în alta ai securității aceștia au ajuns în Slovenia în 2017 cu pașapoarte argentiniene și trăiau în Lubiana înainte de arestarea lor în decembrie 2022. Copiii lor au fost dați în plasament familial de serviciile sociale, dar au descoperit că sunt ruși abia atunci când avionul a decolat de la Ankara. Aceștia nu vorbesc rusește, dar au fost întâmpinați de Vladimir Putin la Moscova. Acesta este cel mai mare schimb de prizonieri între Rusia și țările occidentale de la finalul războiului rece. Trei americani au fost eliberați de Rusia. Liderul politic al mișcării islamiste palestiniene Hamas, Ismail Hanieh, asasinat la Teheran într-o lovitură atribuită Israelului a fost ucis de o rachetă care a țintit direct clădirea unde se afla. Ca efect al acestei lovituri, pereții, ușile și ferestrele încăperii unde se afla au fost distruse. Racheta țintind direct camera în care era Ismael Anier, atacul fiind efectuat cu un proiectil aerian ghidat. Acest asasinat comis chiar în inima capitalei Teheran ilustrează amploarea infiltrării reușite de serviciile secrete israeliene, dar și neacoperirea Iranului, care nu doar că nu a reușit să contracareze atacul, dar nici măcar nu a detectat imediat cum și cu ce a fost executat. Ismail Haniyeh se afla la Teheran pentru a participa la ceremonia de investire a noului președinte iranian, Masoud Pezeschian. El a fost ucis împreună cu garda sa de corp în această lovitură țintită atribuită Israelului și executată în timpul nopții asupra unei reședințe destinate veteranilor iranieni, unde era găzduit. Iranul a amenințat că va răzbuna moartea acestuia, stânind temeri privind un conflict extins în regiune, din cauza războiului în Fâșia Gaza. Mai ales că nu numai câteva ore înaintea loviturii de la Teheran, Israelul l-a ucis într-un raid aerian în apropierea capitalei libaneze Beirut și pe comandantul șef al aripii militare a grupării libaneze Hezbollah. Iranul a decretat trei zile de doliu național după asasinarea lui Ismail Hanieh, ducând războiul la un nou nivel, care va avea consecințe enorme în întreaga regiune. Iranul amenință prin intermediul misiunii sale diplomatice la ONU că asasinarea liderului politic Hamas, Ismail Hanieh, va primi un răspuns care va face autorul să regrete profund. Răspunsul Teheranului față de acest asasinat va fi o operațiune specială, mai dură, cu scopul de a face autorul să regrete profund. Ministrul iranian de externe cere țărilor și organizațiilor internaționale să adopte măsurile politice, legale și punitive necesare împotriva Israelului, după asasinarea la Teherana șefului biroului politic al Hamas. Sperăm că țările și organizațiile internaționale vor susține dreptul poporului palestinian de a-și decide destinul și rezistența legitimă împotriva ocupației și vor trage un mod serios și efectiv la răspundere regimul israelian, luând măsurile politice, legale și punitive necesare împotriva acestui regim insurgent. Ismail Hanie a fost ucis împreună cu una din gărzile sale de corp, într-un atac asupra reședinței sale din capitala iraniană, unde se afla într-o vizită oficială și participase cu câteva ore înainte la ceremonia de investitură a președintelui Masud Pezeschian. Incidentul a fost atribuit Israelului, care însă nu și-a recunoscut responsabilitatea. Acest act terorist nu este doar o încălcare flagrantă a principiilor și normelor dreptului internațional și a cartei ONU, ci și o amenințare gravă la adresa păcii și a securității regionale și internaționale. Odată cu moartea lui Hanieh, ajungerea la o soluție și la un acord va fi mult mai dificilă, dacă nu, chiar imposibilă. Israelul se așteaptă la zile dificile după uciderea la Teheran a liderului politic al grupării teroriste Hamas și a unui comandant de rang înalt al Hezbollah la Beirut. Dar va răspunde cu forță oricărui atac. Cetățenia Israelului urmează zile dificile. După lovitura de la Beirut au apărut amenințări din toate direcțiile suntem pregătiți pentru orice scenariu și vom rămâne uniți și hotărâți împotriva oricărei amenințări. Israelul va provoca un preț mare oricărei agresiuni împotriva noastră, indiferent de unde ar veni, a declarat premierul israelian Benjamin Netanyahu. În ultimele zile, Israelul a dat lovituri zdrobitoare forțelor aliate Iranului, inclusiv grupărilor Hamas și Hezbollah. Am eliminat mâna dreaptă a lui Hassan Nasrallah, liderul Hezbollah, care a fost direct responsabil pentru masacrul asupra copiilor, după atacul cu rachetă, soldat cu moartea a 12 copii în orașul Majdal Shams din Platoul Golan. Acești copii sunt copiii noștri. Statul Israel nu va lăsa aceasta fără răspuns. Răspunsul nostru va veni și va fi unul foarte sever, a spus Netanyahu. Comandantul șef al aripii militare a grupării Hezbollah, Fuad Shukur, a fost ucis într-un raid al aviației israeliene, într-o suburbie a capitalei libaneze Beirut. Israelul îl consideră pe acesta responsabil pentru atacul cu rachetă, în urma căruia 12 copii și adolescenți au fost uciși pe un teren de fotbal. Mai multe țări, precum Norvegia, Franța și Belgia, le-au cerut cetățenilor lor să părăsească Libanul din cauza riscului escaladării situației. Statele Unite ar rămâne fără muniție în doar câteva săptămâni de război împotriva Chinei. Ar putea oare armata americană să rămână fără anumite arme și rezerve de muniție? Revenim cu detalii. După această scurtă pauză, un nou raport al Comisiei Congresului American avertizează că armata Statelor Unite ar rămâne fără muniție în 3-4 săptămâni într-un război cu China. Raportul de 114 pagini arată că Statele Unite nu sunt pregătite pentru un conflict susținut împotriva Chinei sau Rusiei, și cu atât mai puțin pentru un război cu ambele țări în același timp. Armata americană suferă în special la capitolul rezervelor de muniție. Statele Unite nu au destule arme ca să oprească și să înfrângă o inițială invazie declanșată de o putere precum China. Comisia a precizat că lipsa de muniție persistă, în ciuda faptului că Statele Unite au intensificat producția de armament pentru aprovizionarea Ucrainei în războiul contra Rusiei. În consecință, jocuri de război publice neclasificate indică faptul că, într-un conflict cu China, Statele Unite ar epuiza în mare sparte stocurile de muniții în doar 3 sau 4 săptămâni. Unele tipuri de muniție, precum rachetele antinavă, s-ar epuiza în doar câteva zile, avertizează Comisia. Producția în domeniul apărării nu se ridică la nivelul adecvat, iar industria în mare nu are nici capacitatea de a satisface nevoile naționale pe timp de pace. De la lupte cu puteri regionale la războaie cu mai multe mari puteri în același timp, Comisia propune schimbări majore în planurile de apărare ale Statelor Unite. Implementarea unei strategii de incorporare a sectorului privat și cel civil. Acest lucru ar copia strategia Chinei, care se bazează pe companiile civile și conglomeratele conduse de stat pentru a lucra cu armata în pregătirea pentru vremurile de război. Trei dintre bărbații acuzați de plănuirea atacurilor teroriste de la 11 septembrie 2001, deținuți la Guantanamo, au încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției. Khalid Sheikh Muhammad, Walid bin Atash și Ahmed al waksani au fost deținuți ani de zile la baza navală americană Guantanamo Bay, în Cuba, fără a fi judecați. Aceștia vor pleda vinovat în schimbul acceptării de către procuratură de a nu solicita pedeapsa cu moartea. Aproape 3.000 de persoane din New York, Virginia și Pennsylvania au fost ucise în atacurile Al-Qaeda din 2001. Acestea au fost cele mai grave atacuri pe teritoriul Statelor Unite, de la atacul japonez din 1941 asupra Pearl Harbor. În schimbul eliminării pedepsei cu moartea ca posibilă pedeapsă, cei trei acuzați au fost de acord să pledeze vinovați pentru toate infracțiunile imputate, inclusiv pentru uciderea persoanelor enumerate în foaia de acuzare, a declarat procurorul șef contra amiralul Roach. Se așteaptă ca bărbații să-și prezinte în mod oficial pledoariile în instanță săptămâna viitoare. Aceștia nu au fost judecați. Procedura care urma să-i aducă în fața justiției fiind blocată în jurul întrebării dacă torturile pe care le-au suferit în închisorile secrete ale CIA, afectează probele existente împotriva lor. Ei cer garanția că nu vor fi ținuți în izolare și că vor avea acces la tratament pentru traume. Dar liderul majorității republicane din Senat condamnă acordurile, acuzând administrația președintelui Joe Biden de negociere cu teroriștii și lașitate în fața terorii. Zeci de experți în drepturile omului ai ONU cer statelor comunității internaționale să-și revizuiască legăturile diplomatice, politice și economice cu Israelul, după recenta decizie a Curții Internaționale de Justiție, care consideră așezările coloniștilor în teritoriile ocupate ca fiind ilegale. Această revizuire include legăturile de afaceri și financiare fondurile de pensii, relațiile academice și caritabile. Ei cer impunerea unui embargo asupra armelor Israelului, încetarea tuturor relațiilor comerciale și aplicarea de sancțiuni, precum înghețarea activelor persoanelor și entităților israeliene implicate în această ocupație ilegală. Experții solicită investigarea persoanelor implicate în infracțiuni comise în teritoriile ocupate, în special a cetățenilor cu dublă naționalitate înscriși în armata israeliană. Instanța de la Haga reafirmă că libertatea nu poate fi negociată într-un regim de ocupație militară, segregare rasială și apartheid. Se pare că după decizia publicată de Curtea Internațională de Justiție, care investigează dacă Israelul a încălcat Convenția pentru Prevenirea și Reprimarea Crimei de Genocid, s-au intensificat atacurile israeliene împotriva fâșiei Gaza și a resurselor acesteia. Decizia curții din luna iulie spune că politicile de colonizare israeliene încalcă dreptul internațional, iar prezența sa continuă în Palestina este ilegală, motiv pentru care a cerut evacuarea coloniștilor, desfințarea zidului de separare și restituirea pământului locuitorilor inițiali strămutați din 1967. Blocarea de către Ucraina a tranzitului petrolului furnizat Ungariei și Slovaciei de compania rusă Lukoil prin conducta drujba nu pune în pericol securitatea aprovizionării cu petrol a acestor două țări. Comisia Europeană spune că nu există niciun indiciu asupra unui risc imediat pentru aprovizionarea Ungariei și Slovaciei cu petrol, după ce Ucraina a plasat compania petroliere rusă Lukoil pe lista de sancțiuni și a blocat exporturile de petrol efectuate prin conducta drujba, a cărei secțiune sudică traversează teritoriul ucrainian către Ungaria și Slovacia. Cele două țări afectate atenționează Ucraina și Bruxelul asupra încălcării acordului de asociere. În care Chievul s-a angajat să nu îngrădească tranzitul produselor energetice și au solicitat implicarea Comisiei Europene pentru a convinge Ucraina să deblocheze tranzitul petrolului livrat de Lukoil. Victor Orban spune că decizia Chievului a fost luată de fapt cu asentimentul sau chiar la cererea Comisiei Europene din cauza refuzului Ungariei și Slovaciei de a susține Ucraina în războiul cu Rusia fără ieșire la mare și cu dificultăți de aprovizionare din surse alternative. Ungaria și Slovacia au primit derogări în cadrul sancțiunilor impuse Rusiei, că pot achiziționa petrol rusesc. Ungaria importă anual 2 milioane de tone de petrol livrat de Lukoil, iar Slovacia poate rafina numai sortimentul de petrol ural furnizat de Rusia, prelucrarea altui tip de petrol necesitând modificări tehnologice, amenințând astfel securitatea energetică a țării. O reclamă a companiei Google, difuzată la Jocurile Olimpice de la Paris, arată felul în care modelul său de inteligență artificială îi poate ajuta pe copii să redacteze o scrisoare. Clipul arată o fetiță care aleargă în timp ce tatăl ei explică faptul că ea este, fără îndoială, fanul numărul 1 al atletei americane Sydney Levron, marea favorită a probei de 400 de metri garduri. El îi cere lui Gemini, modelul de inteligență artificială al Google, să redacteze o scrisoare. Gemini ajută-o pe fica mea să scrie o scrisoare în care să-i spună lui Sidney că reprezintă o mare inspirație pentru ea. Și nu uita să menționez că fica mea intenționează să-i doboare recordul mondial într-o bună zi. Comentariile nu au întârziat să apară pe rețelele de socializare din partea telespectatorilor, uluiți de ideea că copiii sunt încurajați să folosească inteligența artificială pentru a scrie o scrisoare către sportivii preferați. În loc să îndrume să-și folosească propriile cuvinte și să comunice într-un mod autentic, el o învață să se bazeze pe AI pentru această abilitate umană esențială, spune profesorul Shelly Palmer. De la lansarea OpenAI, giganții din industria noilor tehnologii au implementat rapid aplicații care pot genera text, imagini și alte conținuturi de înaltă calitate, printr-o simplă solicitare formulată în limbajul cotidian. Dar mulți profesioniști, inclusiv profesori, se tem că învățarea anumitor abilități esențiale va fi periclitată, iar folosirea creațiilor fără permisiune pot antrena modelele de inteligență artificială. Biblia ar trebui rescrisă de inteligență artificială. Este declarația șocantă făcută de principalul consilier al șefului de la Davos. Ar putea deveni o realitate? Revenim cu detalii după această scurtă pauză. Istoricul Yuval Noah Harari, profesor și consilier al Forumului Economic Mondial, susține că inteligența artificială nu este doar pe punctul de a crea un nou text religios, ci unul care ar putea fi de fapt cel adevărat. Sfânta Scriptură trebuie rescrisă de un program care reușește să colecteze toate informațiile omenirii și să vină cu o nouă formulă Noua Biblie ar putea dicta cea mai corectă religie, spune Hararii. Gutenberg a tipărit Biblia în mijlocul secolului al XV-lea. Tiparnița a tipărit atâtea copii ale Bibliei câte i-a cerut Gutenberg, dar nu a creat o singură pagină nouă. Nu avea idei proprii despre Biblie. Este bună? Este rea? Cum să interpretezi asta sau asta? Inteligența artificială poate crea idei noi. Se poate scrie chiar și o nouă Biblie. Harari, celebru pentru operele sale din ultimii ani, spune că AI ar putea îndeplini visul religios al unei cărți scrise de o inteligență supraumană. De-a lungul istoriei, religiile au visat să aibă o carte scrisă de o inteligență supraumană, de o entitate non-umană, a spus el fiecare religie pretinde toate celelalte cărți ale celorlalte religii. Ei, oamenii, le-au scris. În ciuda celor trei credințe avramice ale lumii, creștinismul, iudaismul și islamul, ai ar putea oferi în sfârșit ceea ce el pretinde că ar fi o religie corectă pentru mase. În câțiva ani ar putea exista religii care sunt de fapt corecte principalul consilier al lui Klaus Schwab, cel care aduce anual la oaltă liderii mondial la Forumul Economic de la Davos, spune că Biblia actuală este greșită sau chiar falsă. Dar Apostolul Pavel ne scrie foarte clar. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire. Pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Cardinalul american Raymond Burke condamnă ceremonia de la Jocurile Olimpice de la Paris, descriind-o drept o manifestare incredibilă a întunericului și a păcatului în lumea noastră, o patjocoră abominală a cinei celei de taină. Este greu să ne imaginăm ceva mai degradant și mai pângăritor decât această ceremonie care a șocat întreaga lume. Cultura creștină a devenit teatrul diavolului și al celor care cooperează cu planurile sale total malefice, fiind un ucigător de oameni de la început, pentru că nu în el este adevărul, căci este mincinos și tatăl minciunii. Dezgustul și indignarea resimțite de mulți creștini față de jocora la adresa cinei cele de taină, trezește din nou conștiința noastră cu privire la atâtea alte manifestări ale răzvătirii fățișe împotriva lui Dumnezeu și a planului său pentru mântuirea noastră în lumea în care trăim. Atacuri la adresa vieții umane și a familiei formată din căsătoria între un bărbat și o femeie atacuri la adresa religiei și a manifestării ei libere. Iar biserica nu este scutită de efectele ei. Asistăm la răspândirea deliberată a confuziei și a erorii cu privire la adevărurile credinței noastre. Patriarhul ecumenic al Constantinopolului condamnă și el în cuvinte aspre sinistra festivitate olimpică, mai ales jocorirea cinei celei de taină, este o insultă nu doar la adresa creștinismului, a Sfintei Evanghelii, ci și la adresa oricărei persoane civilizate care recunoaște dreptul de a crede și a respecta Divinitatea. Dar Apostolul Pavel ne scrie atât de frumos: Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși trufași, hulitori, neascultători de părinți, fără evlavie, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar te gânduindu-i puterea. Într-un videoclip distribuit pe rețelele de socializare, actrița Patricia Hathan adresează o întrebare importantă despre Isus Hristos. Lumea noastră este adesea un loc trist și singuratic. Mulți oameni sunt răniți și caută speranță, încercând să găsească fericirea în diferite locuri. Dar acestea de obicei aduc doar o ușurare temporară. După un timp, fericirea se stompează și se întorc de unde au început, căutând din nou. Întrebarea este, unde putem găsi adevărata fericire? totul și toate ne vor dezamăgi până la urmă. Dar există unul care nu ne va dezamăgi niciodată, Isus Hristos. Nimic pe lumea asta nu este demn de încredere. Nimic. Nici guvernul, nici politicienii. Trăim într-o perioadă deosebit de grea, plină de evenimente, în care ipocrizia este la apogeu. Deci întrebarea mea rămâne. Dacă nu ți-ai pus încrederea în, în Isus până acum, ce mai aștepți? El este calea, adevărul și viața. Isus este întotdeauna credincios și adevărat. El nu ne-a dezamăgit niciodată și nu o va face niciodată. Mesajul ei ne încurajează pe toți să ne gândim foarte serios în cine ne punem încrederea, pentru că bucuria și speranța durabilă pot fi găsite. Doar în Isus Hristos. Isus i-a zis: Eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la tatăl decât prin mine. Dacă m-ați fi cunoscut pe mine, ați fi cunoscut și pe tatăl meu. Și de acum încolo, îl veți cunoaște și l-ați și văzut. Citează cartea Ioan 14, versetele 6 și 7. Emma Peterson, o mamă singură din statul Maryland, își deschide inima și casa pentru zeci de copii adoptivi, iar viața lor este transformată pentru totdeauna. Totul a început în anii 1980, când copiii Amei și-au adus acasă prietenii, abandonați de părinți. Acestor copii le lipseau adesea lucrurile de bază, cum ar fi hainele sau mâncarea să iubească pe acești copii nu a fost doar așa ceva normal, ci a devenit un mod practic de viață. Credea că oferindu-le un cămin iubitor, iar putea ajuta să devină adulți grijulii. Emma avea două locuri de muncă pentru a-și putea câștiga pâinea și folosea desea banii pentru a cumpăra lucruri esențiale pentru nevoile acestor copii. Acum, la vârsta de 88 de ani, Ema se retrage după decenii de servicii altruiste care au influențat profund viața tinerilor. Primarul Mark Elric i-a oferit un premiu și-a i -a mulțumit pentru sacrificiul dăruit. Sunt bucuros să onorez pe Doamna Patterson pentru dedicarea ei față de comunitatea noastră în toți acești ani. Sper ca povestea ei să inspire și pe alții, să ajute copiii și familiile vulnerabile. Dar Emma rămâne umilă cu privire la ceea ce a făcut. Nu am făcut-o pentru recunoaștere, spune ea. Întotdeauna a fost vorba despre un băiat sau o fată care avea nevoie de un loc unde să doarmă sau ceva să mănânce. Sunt atât de mândră de ei. Îmi aduce o bucurie imensă să știu. Că puținul pe care l-am oferit i-a ajutat să obțină atât de multe în viață. Înștenirea Emei Patterson este una de iubire și devotament. Povestea ei servește ca o reamintire puternică a diferenței profunde pe care o poate face o persoană, inspirându-i pe alții să îmbrățișeze un stil de viață plin de compasiune și să-și deschidă inimile și casele celor aflați. În nevoie. Iisus ne face o promisiune. Adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unuia din acești foarte neînsemnați frații ai mei, mie mi le-ați făcut. Citează Cartea Matei 25 cu 40. Doamnelor și domnilor, aici se încheie retrospectiva știrilor Artien. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. La revedere pe săptămâna viitoare!